Sâmbătă, când încă nu răsărise soarele, 18 vedete autohtone au venit la aeroportul Otopeni cu tot familionul din dotare. Pentru că Asia Express continuă! Cu $1 pe zi, fără telefon, fără cazare, fără transport, cele 9 echipe vor pleca din Thailanda. Țara unde s-a jucat prima finală Asia Express, vor traversa Malaezia și vor ajunge în Indonezia și chiar în Bali. Nu suntem pregătiți, dar vom fi probabil când ajungem acolo. Eu am toată încrederea că ne descurcăm. Eu sunt drăguț, el are față de om bun. Înainte de plecare, emoțiile au fost foarte mari. Mai ales că o bună parte dintre ei își lăsau acasă soțiile și mai ales copiii. O să-mi fie doar rău de tot de Matias. Este prima dată când fac pasul ăsta și vă spun ceva sincer. Eu când eram mică la școală, nu am mers niciodată la concursuri. Mi-era atât de frică și cred că ăsta e motivul pentru care eu mă aflu aici. Ca să-mi înving o frică a mea. Concursul însemnă și foarte multă adrenalină și foarte multă oboseală. Se va lăsa, evident, cu mulți nervi. Ești pregătit? Da, sunt pregătit. Eu și de acasă sunt obișnuit, adică e ceva glumesc. Trebuie să fim răbdători unul cu celălalt, din punctul meu de vedere, și să trecem așa, ca printr-o vacanță, dar mai low budget. Eu sunt obișnuită să cerșesc, după cum se știe, așa că nu o să-mi fie greu. O să fie doar că surprinzător să cer pentru mine, dar am nevoie că cer, zic că cer pentru el. Da. Da. De ce trebuie să cer pentru el? Păi par mai acauză așa. Asta e avantajul meu. Viața noastră e întreaga aventură. Și în vacanțe când mergem doar cu un ghiozdan și mereu ne descurcăm, împărțim hainele între noi. Da, și ajungem în situații astea limită din care, nu știu, noi ne băgăm probleme și noi tot noi ieșim. De exemplu, am fost acum 3 săptămâni într-o vacanță cu familia în Tenerife și, în fine, trebuia să ajungem într-o parte de la aeroport, într-o altă parte a insulei, nu mai circula nici în autobuz, nimic, nici taxi, așa, și noi am început concursul mai devreme pentru că ne rugam de acolo de oameni, ne duce și pe noi până la casa cu tare, și am început, deja simțeam că am intrat în Asia Express, dar în altă parte și ne-am descurcat până la urmă, am ajuns unde trebuia să ajungem. Aveți. Exact. Ne place să ne milogim, să ne rugăm de oameni, dați-ne și nouă, suntem artiști la obține lucruri pe Moca. Suelta-me, suelta-me, suelta-me. Înainte de plecare, Mihai Găinușă ne dezvăluie avantajul lui pe drumul zeilor. Suntem cei mai scunzi. Și semănăm cu asiaticii foarte bine. Așa. Și avem loc în mașină. Este foarte important. Da, ăsta este unul din avantaje și singurul de altfel. Au mai dormit vreodată în condiții grele? Nu vă gândiți că eu am fost ținută așa de mică. Adică am copilărit foarte frumos, am caș de pe jos. Am făcut lucruri pe care le-au făcut toți. Ați mâncat vreodată gândaci? Nu am ca gândaci. Până acum nu. El și-a dorit să doarmă cu membrii familiei. A zis că renunță la un somn cu mine, să doarmă cu cineva din acum, familia din familie, care ne găzduiește. Da, mai ales dacă sunt două tinere, da, la 20 de ani. Zis că da, da. Am ajuns la acordul ăsta. La aprobare de la soție, că se poate. Ea nu știe, dar... Să afle la televizor. Să vadă la televizor, dar știți că sunt un tip decent. Domnul care a trăit la Paris, aparent, nu este un domn gingaș. Este chiar foarte călit în greutățile vieții. Și atunci n-am niciun dubiu. Adică noi mergem la Maramureș, mergem la Rozavlea, mergem la mine, la Codru, la Căsuțe, stăm în munți, în dealuri, mergem prin păduri, adică dormim pe afară. Noi n-avem probleme. Avem un avantaj, avem cuțitele la noi. Da, suntem cu brișca. Da, normal, cum să armă albă. Nu, avem cu mâneri de lemn, nu. Da, și mai închisă la culoare. Da, ca să prinzi o cazare bună, trebuie să ai și minimul de curățenie, de confort, ca să poți să dormi liniștit. Pentru că dacă ai o casă și te primesc și n-ai ferestre, n-ai nimic și mișună pe acolo tot felul n-ai de baie. Chestii, n-ai baie, oricât de primitori și drăguți ar fi ei, o să dormi puțin mai... O să te trezești cam mai obosit decât ai culcat. Eu sunt cu zgomotele, că dacă aud chestii și așa, nu o să pot să mă odihnesc, o să fiu atentă la orice mișcă pe lângă mine. Problema unui dolar pe zi e ca și rezolvată. Ce crezi
crezi că veți face cu un dolar pe zi? O, investiții, fii strângem, Mișule, se punem la bursa tailandeză. Am încercat să-mi perfecționez cu alba neagră, dar nu-mi iese. Nu știu cum reușesc ai noștri să facă treaba asta, să facă rost de bani în străinătate, dar mie nu-mi iese treaba asta. N-ai avut profesor bun, exact. N-ai știut unde să te duci. Că chiar dacă ai face rost de bani cu alba neagră, tu nu ai voie să pui mâna pe bani. Tu poți să faci chestia asta doar ca să câștigi mâncare, eventual. Asta mi-am adus niște mănuși, pentru că nu vreau să las urme. Dar chiar mă, n-ai zis nimeni, poți să pui mâna, dar poți să pui gura. Să pui gura pe bani? Mijule, ce mai contă? După ce mănânc toate alea, ce mai pun și gura pe bani? Ce vreți să faceți cu un dolar pe zi? Să-l strângem. Să strângem, da, să strângem. Nu vrem să facem nimic. Și nu avem nevoie de nimic, domnule. Și la un moment dat să folosim dolarii ăia ca să știi, adică... Dai și o masă copioasă. Da, da. Da, da, la... Să și tu 20 de dolari, 30. Oho, că s-a gândit că stă o lună măcar. Nu, asta am zis, măcar 30 de dolari. Nu? Ca să fie o experiență, așa, nu? Ce faci cu 5, 6, 7 dolari? Nimic. Îți dai seama cât o să muncim noi acolo pentru 20 sau 10 dolari? Sau cât o să murim de foame pentru 10 dolari? O să fie... 10 zile! Ne-am descurcat și în facultate sau după, și mai puțin. Da, nu e problemă. Ideea este că mergem în niște țări unde oamenii sunt foarte prietenoși și foarte empatici, sunt calzi și buni și asta mie mi se pare din start un atu foarte mare. Și ai zis tu că e mai important la ei e a fi, nu a avea. Să-l păstrăm în primul rând, că n-avem ce să facem cu el. Adică, cred că e acolo doar așa, să-l pui în ramă, să-l punem în ramă când ne întoarcem. Și pentru drumul zeilor s-au făcut deja strategii. Gândacul e al ei, balutul e al meu. A venit deja. Da. Anca e vegetariană și atunci ne-am împărțit. Eu voi mânca tot ce înseamnă carne și ea va mânca tot ce înseamnă insecte. Nu și că împreună... insectele ar fi niște plante. Niște plante, da. Dar prăjite par a floricele, da, nu așa e. Semințe. Semințe. Da, ne-am împărțit. Și împreună. Totul va fi făcut împreună. Depinde cât de fometată mă prinde, că dacă nu e atât, îl mănânc și pe el dacă mă prinde nervul ăla mare cu foamea. Deci eu cred că o să fiu aia care se sacrifică. Eu mă arunc în fața mașinii și zic, ce faci, mă lovești, dai daună totală. Eu mă mai ridic, mă mai dau cu alifie, îmi revin. Tu n-ai opțiuni. Dar să te arunci tu, să nu-l lași pe el. Nu, pe mine nu, că trebuie să încare ghiozdanul. Trebuie să fiu și eu cald, nu poate să ajungă fără mine la... Eu țin ghiozdanele și ea se pune în față, ca să nu strice ghiozdanul, da, mașina. Și de asta v-am întrebat. Eu fac și probele grele, eu și mănânc. Fie mi-e frică mie, vă spun sincer, vrei să asculți? Da. E frică de matematică, acolo e problema. Că eu nu le-am cu matematica. Și la mine cu culorile. Eu nu le-am cu culorile, am spus. Cine face probele mai grele și cine mănâncă delicatesele? Eu practic mănânc delicatesele la orice oră, în fiecare zi, pentru că ne sunt servite în general de către societate și de către guvern în special. Deci eu sunt foarte obișnuit să mănânc toate porcăriile, sincer. Da. Și-a făcut antrenamentul cumva, pentru că Mihai este tipul care mănâncă toate chestiile expirate, zicând că lasă-mă ce 2-3 zile acolo, dacă nu a puțin nimic de viață. Dacă veți avea probă cu balut, adică tu știi despre ce e vorba? Poate nu, fiind umilă de el, zic asta, poate. Găi, nu știu să mănânce puișori? Asta este deja canibalism. Cine mănâncă gândaci, balut? Eu o să mănânc. Că, de bagi la tate? Păi, na, dar e problema că o să ne bagi pe amândoi. Da. Dar na, am zis, închid ochii, mă țin de nas și aia e. O să vedem. Ca și cu puțin noroc nu fac... Eu zic, acum că la ea, mă, nene, doi jălați, doi hangani, nu o să ne iei toată lumea, că o să se spere. Speră, miză noi, pe faptul că o să se gândească că suntem europeni și că avem bani, dar nu e că ne-avem. Cine face probele mai grele și cine mănâncă delicatesele? Credeam că ne întreabă cine gătește și cine face patul. Nu am vorbit lucrurile astea de acasă, dar vom vedea acolo, adică stabilim pe moment vedem tot ce se întâmplă.
El e... ăsta, noi vom vedea, el, da, vom vedea, și, adică e ok. Și el, da, și el. Și el, și noi, da, și toată el, lumea, da, ne distrăm. Da. Hai să zicem ceva ce mâncăm, nu ne place ca da, să, da, ca da, să da, ne dea. Nu, adică ne, nu ne plac cartofii prăziți deloc. Așa, nu, șnițelele nu ne șnițe, plac. Da, șnițelele sunt ceva teribile. Mâncarea caldă. Puiul nu ne place, nu, iepurașii nu, nu, nu ne plac deloc. Nu. Deci că, da, mâncăm orice, nu-i problemă. Numai din astea să nu ne dați. Vreau să vă spun un secret. Da. Vreau să spun și ție un secret. Eu mi-am primit de acasă, de la familie, un pliculeț de busuioc și eu să-l port la mine, cumva, pe undeva. Și pe orice chestie aș avea de mâncat, asta, pun puțin busuioc, știi? Și e dacă perfect. Dacă mergea mai ușor cu tarhon. Nu știu ce e. Dacă vor fi probe sportive și Victor va participa, sigur le câștigă. Noi ne știm de foarte mult timp, știi? Da. Eu între timp nu mai sunt ăla prâzlea ăla, știi? Cel viteaz. Am rămas doar cu merele de aur, știi? Mă, ai o fată de aur lângă tine. Da, clar, asta mulțumesc, este evident. Mulțumesc. Tocmai și cu ajutorul ei, eu cred că o să ne completăm exact cum trebuie. Adică, na, normal că la probe mai grele fizic o să intervin atât cât se poate. Iar la probele alea alte de abilități și așa, este foarte capabilă. Se mănâncă delicatese acolo, gen gândaci, balut. Oh, ce bun! Ce-i la? Eu deja ne plouă! Nu, n-ai auzit de balut? Nu te-ai uitat la Asia Express până acum? Este un ou în aproape lec. Știe, dar nu și-a dat seama că nu și-a băut cafeaua de dimineață. Știe despre ce e vorba. Știu de ou ăla, dar nu mai știam că așa se numește, sincer. Deja i-ai dat emoții. Bă, atâta timp cât e o delicatese, am înțeles, o ăla, nu, la ei și... Foarte scump. Da, tocmai. Miroase, înțeleg, foarte rău, dar dacă îl mănânci așa... Babe, trebuie să te gândești că e plin de proteine. Plus că e plin de proteine, da. Și atât. Ce să ne mai gândim la un altă? Oul, în general, este alimentul foarte plin de proteine. Dacă mai este și fermentat și cum e ăsta, e ceva curcubeu pe ceruguri. Eu mănânc gândaci, dar nu mănânc... carne, mi-e mai scârbă de carne decât gândaci, cred, decât să mănânc. Tu e o combinație între ou și pui ne... Da. Da, n-aș mânca apă. Ce mi-ți-am zis? Să-mi țin respirația, să nu mă uit, mănânc, înghit. Și expir după ce înghiți. Ne-am împărțit, da. Eu nu găsesc lucruri, de exemplu. O să poată să fie ceva în fața mea, că eu nu văd, nu o găsesc. Și am zis, când e de-aia de indicii cu săculeți ascunși și nu știu ce, el se duce și caută că e efectiv e șoim. Și eu mănânc. Da. N-am ce să fac. Eu trebuie să mănânc. Asia Express a început chiar de pe aeroport. Prima probă, provocarea plicului. Am un plic cu voi și este prima probă. Să vă învățați să deschideți plicul, vorba aceea. Nu cred, faci mișto de noi, nu? Nu, deschide plicul. Vai, o să hai, mă, asta e o glumă. Nu, e o glumă. N-ai cum. Nu. Stai, mă scuzi. Nu, mă scuzi. Deci eu o să deschid plicurile. Eu deja m-am emoționat. Da. Care echipă va ieși prima din concurs, întrebarea numărul 1, și 2, care echipă va câștiga Asia Express? Asia Express începe de acum și începe cu proba mea, să știți. Am aici? No. Na, stați să vedeți ce v-am pregătit. Știam că e, dar nu știam chiar din țară. Pentru mine e limpede, eu știu. Nu. Și acolo când o să alegem? Mamă, ce viața, unde mă aflu? Sunt grele rău întrebările astea. A făcut Dumitru Dragomir, da, la o emisiune, a dat în scris că dacă Rapid bate pe FCSB de două ori, a dat în scris că o să ia campionatul. Așa am scris și eu. Dau în scris ce se va întâmpla. N-am crezut că s-a extins atât de mult bursa asta pariurilor încât... Și cum facem? Eu am plicul. Voi sunteți aici. Serios? Voi trebuie să vă învățați cu plicurile, vorba aceea. Da, da. E o glumă? Plic. Nu este o glumă. Aveți un plic. Wow. Să uităm pe el? Da, trebuie să-l deschideți. Am emoții. Da, și eu. Ne-au luat din oală. Wow, m-au luat transpirațiile. Asta e a meu? Asta, băi, așa cred, că tu ești în poză. Ia să vedem. Misiune. Ah, ok. Care echipă va ieși prima din concurs? Mamă, da, direct.
Ne-ați luat direct. Păi, da, să vă învățați cu greu. Sinceră să fiu, încă nu știu, nu pot să dau un răspuns pentru că n-am văzut. După primul stage o să-mi dau seama. Și să știți că Asia Express începe fix de acum. Pentru voi, Asia Express începe. Aveți plicul deja. Deschideți plicul ca să vă învățați cum e să deschideți plicuri. Uite, noi suntem. Am primit un plic, Anca. Ce sentiment dai? Că și eu l-am primit mai devreme. Da? Nu știu. Ce primul aici? Plic. Ia, deschide mai repede. Ce scrie aici? Ah. Și-a revenit. Bagă râcă. Au venit să bage râcă. Ia uite.